dat, am dat 1800 la banii cei sovieti, am dat. El a luat socii de la domnul Guzun, a luat socii, 50 de soci și au venit, am arat socii și au venit și ne-au luat socii. Și n-am o socă, mică Iulia, n-am nică. Păi, n-am nic, chiar ne-au luat. Vă rog, vă rog să explicați cine v-a luat averea, primar, casa, pământul, cine vi le-a luat? Primarul satului cu strau, că eu mă duc și își întreb, am venit de la bolniță, sunt invalidă. Am venit de la bolniță, sunt invalidă, fără de termen, sunt invalidă. Și sunt buratică. Și primarul satului, Ștulian Sergei Fiodorovici, ne-a luat aici atâtea. Și au luat și i-a dat, i-a făcut document la ei care am cumpărat pământ, la Nor, nici nu la Hagiai, nu știu ala, că de unde am cumpărat pământ, femeia și ea s-a dus la Cineu, la băiat, și a murit acolo și a rămas șorul. Și i-a dat, am chemat la sel sau eu și i-a dat și ne-a luat pământul, ne-a luat soții legate arate. Eu n-am o sotcă, trăiesc în sat aici și n-am o sotcă. Mică, casa, trebuie să fug de la casa mea, noaptea la o bucată, de noapte fug. Eu încercat la jii, m-am dus la jii și încercat și m-a pălit cu pumnul în chef. M-a bătut la jii, că e n-ați casă, n-ați jii. M-am dus, ne-a încuiet fântâna făcută de tata meu, ne-a încuiet fântâna. Două săptămâni am adus apă, avem o băcușoară de la Voloavit, într-o râpă. Și am adus, n-avem țicături de apă aici. Și da. Am primarul satului. Când s-a întâmplat bătaia? Ia că să dăm este aia ca pământul am uzelile astea. Și nu v-ați plâns la poliție? Am 7 ani de când am scat, scot măcar casa și s-o scriu după mine. Nimic, că eu când am venit părinții ei nu mai grăim. Și numai că eu am trăit în Zoroca 45 de ani. Am avut casa mea, am vândut casa. Unul l-am adus de la Chișinău, socotiți. Că o șezut, eu făcut aperat 5.000 când am venit acasă, a ieșit la 2 și de ulaț. Doamne, și-a intrat și nici cruce nu spuse. Deci bătaia a fost recent și nu v-ați plâns la poliție? M-am dus la poliție. O scris pe primarul, a făcut document, nici nu l-am văzut polițist, nici nu-l știu. Polițist și m-a străfuit. Și m-a trimis să duc 1300, mi-a luat pensia pe 2 luni, primeam numai 600 de lei pe invaliditate. Mi-a luat 1300 și le-am dus la procurorul. Când mă duc acolo, întreb, zic, ce a făcut? Nici nu l-am văzut pe Iguraș aici, când Iguraș. Zic, eu nici nu l-am văzut pe dânsul. Mașă. Și pe urmă, asta e încicat acolo la portărel și s-a dus. În parte de femeie, femeia aceea s-a dus și a cumpărat, a dus banii la bancă și îmi zice mie, dacă îi dau măta în judecat, că eu plângem, dar nu mai avem aer, nu rămân să zâmb cu o capeică, nu avem nici mânca, nu avem nici îmbrăcat, nici și de așa, și așteptam că nu avem casă să mă ucide. Dar eu n-am înțeles, bătaie, dar a fost de mult dacă a reușit deja să-ți ia și banii din pensie. Nu zici că a fost mai mult de mult. Au rămas niște vaje la părinții mie, că am dat anul trecut la șeriadă și au rupt țiorul și au venit acasă dimineața în caldare de lapte și așa și-au ieșit operit. Asta chiar anul trecut. Deci bătaia a fost nu de mult, ma tate a plâns la poliție și tot pe ma tate o amendat. Tot pe mine m-a amendat. Și ca să plătești amenda, ți-o luat din pensie. Am fost și la Nacealnicul Miliției eu. Am fost. Cât m-am adăpat. El zice, nu i-am auzit de familia asta, așa faci. Du-te și dă-mi judecată, du-te de-a. Ce să dau în judecată? Dacă eu sunt invalid, s-apirată la inimă, zbolnavă. Și s-o gândit că mori și... Le-a rămne gospodăria la părinții, nu e atât, că a fost gospodar părinții nu e. Și le-a rămne lor. Dar p-a rămas nu știu cui, zici că ți-a luat și gospodăria și pământurile. O, e vândută, dar eu trăiesc, e spropșuit în gospodărie și eu șed în gospodărie, aștept că n-a venit și m-a ușit. Șed în gospodărie. Dar pe cine poate să te ușidă? Dar cum, la ora 2 de noapte, a venit un busic alb și striga... Jania, ieși afară! Jania, vin în coașe, vin în coașe! Am fugit în borda cu gunoi la școală, la ora 2 de noapte. Mataie, Jania?
Eu. Dar îmi zic mult, Evgenia, pe documente, spune Lozan Evgenia. Evgenia Lozan, de la Da. Parcani Soroca. Da. Și casa, zici că a aparținut părinților și ți-o luat-o primărie și-o dat-o nu știu cui. Eu vândut-o lui Căron Tudinu. Primărie i-o vândut. Primărie da. i-o vândut, ori primarul. Primarul, eu n-aș știut că-i vândut-o, eu vă câțiva ani, eu trăiesc în casă și n-aș știut că casa mea e vândută. Până nu m-am dus pe vale la Șireadă și ne-a spus tata băietului. Noi ne ducem la zi, stăiem nucari, eu tăiem în casă și nu știem că casa mea tătă-i, tăt, casa jie, tătă-i vândută. Eu n-am știut. Când m-am dus la bătăie, doamna Natasha de la bătăie îi spune că casa mea tale și din aer. Tătă-i trecut după Căron Tudinu. Dar de ce s-a întâmplat așa? Nu știi? Cum ai ajuns la cadastru abia când ți-a spus la Șireadă că casa și din aer? De ce nu te-ai dus după ce au murit părinții să afli cui aparține? Aveți titluri de proprietate pe casă, nu? Sau era casa primăriei? Eu când am venit, eu n-am titlul pe casă, dar e scris în primărie, e scris moștenirea, tata meu trăiește în moștenire. Și eu tot sunt moștenire la dânsă. Unde să mă duc? Unde să mă duc și mă adresez? Poftim, lasă vii, comisia, lasă vii să vadă, să vii să vadă. Copașii de la zii, nucarii, toți din împrejurul zii părintesc, e al lui tătâica George și al lui Pietrea mă născut, tata meu. Păi nu cred că trebuie să vină comisii. Eu tăiesc tot, atât, dar eu mă duc, vinem de la policlinică, de la policlinică vinem de la Lunină și mă uit cu un bus că e la zi. Când mă duc, Căron Tudinu, te o tăiesc, nu care, stai că stai cearle, cartea acasă că stai cearle. Și m-am dus acasă, m-am dus lângă el. El a dus... Când a fost asta? Cu 2 ani în urmă. Aia, bici, nu chiar mai ieri, a fost cu 2 ani în urmă. Și pentru asta te-ai plâns? Eu n-am știut că nici după, nu e scris nici după mine, eu n-am știut. Și după asta te-ai plâns și poliția te-a amendat prima ta, da? După ce mi-a spus omul, și ala eu am prins acasă. M-am dus la bătăie, la bătăie am fost, când la bătăie zic, cape, zic, omul ăsta care e Cărontul ăsta, a cumpărat casa de la Gheorghe Zubati. Dar Gheorghe Zubati e nănașul meu. Gheorghe Zubati e nănașul meu. Când eu am cicat la cădere cu 3 morți, i-am dat lui ea. Și-a lucrat și ne-a dat în jumătate. Nici jumătate lua el. Jumătate, nici jumătate lua el. Dar și ei dat nănașului? Pământul, nu casa părintească. Casa pe cuzie a fost un titlu. Am înțeles. Și deci ai dat nănașului și el în loc să folosească loturile astea le-a vândut. Nu l-a vândut nenașul, primarul l-a vândut, nenașul a murit. Nenașul a murit și Cărontul ei s-au cumpărat casa de la copiii lui nenaș. Copiii lor, lui nenașul, păi, mi-au dat sprav, că ei au vândut casa numai hârtie mi-au dat. Cu 10 soții de acasă, dar nu au vândut cu casa mea și cu zeia mea. Mi-au dat în scris. Și dacă zici la cadastru apare... 2 ani de zile am calcat pragurile la primari. Azi îmi spunea o minciună, mâine îmi spunea Zvidinul de la Moscova și ați văzut cu dânsul și ați ducem la Natarus și ați ducem la Natarus și ați trecem tot înapoi după tine. Ați trecem tot înapoi. M-a amăjit primarul ca pe un copil de 2 ani. Am 74 de ani, ca trec 75 la 1 ianuarie, mi-a spus pe 1 ianuarie. Și așa m-a tot poartă și mă amăgește și mă amăgește și mă strefuiește degeaba, nici nu știu pe nică, nu nică. Am dus odată 1300, mi-a tăiat, am venit de la spital la Chișinău și când a venit doctorul la mine să-mi pui capniță, a înghețat cana cu apă la capul meu. Și nu a vrut să-mi pui nici capniță, zice, frate, ce s-a ușit? Nu vreau să mor, de urmă mie să mă judeci pe mine, nu vreau. Nașă, și-am dat la un băiet 300 de lei, s-a dus și mi-a tăiat o salție uscată din jii și mi-a adus-o cu 4 salții sădite de tata meu în jii. Și-a adus-o și m-a străfuit de 1300, pe mine s-a cealaltă tăietul și-a adus-o de 300. Pentru că o tăiet salția fără autorizație sau pentru că o tăiet salția de pe terenul străin? Mi-a adus-o, am avut ceva și foc și nu îngheț. Dar și primarul ăla nu schimbă, e veșnic acolo, de câți ani e primar? El are de un cât, alea, 8 ani mai tincat. Cât 3 mandate mai tincat, 3 are. De-am al 12-lea an, da? Da.
Am așteptat de grabă votarea să vadă. O luat o turmă de o mașină plină și a dus la Chișinău să-l voteze. Dar de la ce partid e ea? Plahaniuc, Plahaniuc. Da, de la Democrat? Da. Mă, tale, nu-ți trebuie comisie acolo, îți trebuie un jurist, un avocat și dacă zici că n-ai bani suficient, șeri de la stat. Șeri un avocat de la stat care e gratuit, dar cred că la Soroca n-aveți, trebuie să ceriți de la Bălți, de la oficiul teritorial de asistență juridică garantată de stat. Și cu un avocat trebuie să vezi dosarul, cine, cum, cum urmașina nașul a putut să vândă pământurile și casa părintească, dacă le-ai dat-o în folosință, nu le-ai dat-o să o vândă. Nu, nașul vândut, asta e ea ca grădina amuia, livada amuia primarul. Eu întreb, cum ai dat-mă ta? În scris să duc, facă bătăiei document, dacă el o mână scurt, pietre și eu fiica lui. Nu, cum ai dat? Nu, cum ai dat? Am un de grabă, cine a luat banii? Eu am întrebat, cine a luat banii? Primarul. Cine a luat banii 5.000? Nu cred. Primarul participat el acolo, dar nu cred că el a vândut. El nu era proprietar. Dar pe nu știți că vitură stambul lui, apă nu s-a făcut. Fără stambul lui nu s-a făcut. De acord. Bun. O să sun amuși la primărie și o să întreb ce părere au ei, dar e tare ciudat treaba. Trebuie neapărat să consulți niște juriști. Un avocat de stat cere și încearcă să te lămurești. Eu am înregistrat discuția noastră și o public pe internet, dacă ești de acord, să afle lumea despre cazul ăsta, dar fără judecată, fără avocat. Toată lumea știe că casa e mea, toată lumea știe că ei e mea, toată lumea știe că cotele sunt mele. Bine, în casă încă trăiești, îngheți acolo, îți îngheață apa în cană, dar trăiești acolo. Nu poți folosi pământurile, înțeleg, da? Nu poți folosi pământul, eu n-am nici o soț, că eu n-am unde pun un pândrizel în marai să fac și eu un borș. E bine, dar lângă casa, ai o bucată de pământ? Am o bucată, dar tot drumul de-al meu s-au făcut saraiuri, s-au făcut biesuri și umbra pământ, frac, și nu-ți face nică, și am 11 soții. Și casa, și saraiul, și biesul, și am. Dar oricum, la 70 de ani nici nu prea poți lucra pământ mult, nu? Nu știu, dar e meu, dacă e meu, e părinților mei. Eu am îngropat, am socotit, că am vândut casa mea și am îngropat pe trei. Nu pe unul, dar pe trei, dacă decesul de moarte stătea la mine. Ai vândut casa de la Soroca? La Soroca, am vândut casa mea de la Soroca, că trebuie și să mă răstituiesc, eu am luat bani din banc, trebuie să mă răstituiesc cu banca. Și n-am pus nimic și nu-i datoare la nimic cu nică. Păi luat credit pentru mormântări? Da, am luat pentru mormântare, am luat atunci de la fabrică, eu am lucrat 39 de ani la fabrică, la șuine fabrică, am terminat ucilite și acolo am lucrat profesia mea, atâția ani, am lucrat și am ieșit la grupă, am ieșit că eu sunt grupată. Și am fost grupa întâia, 2 ani și am dat pe viață, grupa a doua. Dar nu ai pensie de vârstă, ai pensie de dizabilitate? De pe boală. Uh-huh. Dar trebuie și e mică, nu? Dacă era 60 de lei, 600 de rubli și m-au străfuit de 1300, încă am plumutat 600 de la un om de mahală și am dus straful. Ca să plătești amendă, da? Am plătit din ei. Dar ce executor îți ia amenda din pensie? Da, m-am dus și a ieșit și m-a catat pe deal că nu rup iarba primăvară. Dar și reata și eram vinovat, că eram ziua pentru vaca mea. Și eram mai mulți vacari, 3 vacari eram. Și m-am dus pe vale și îmbla primarul și cu inginerul cadastral și striga, Jenia! Dar noi ne-am dus, am grăit cu pădurariu și ne-am dus într-o poiană și nu ne-am dus pe imașul parcanului. Când am venit înapoi și eu mi se răfuiască de 400 de lei, trică. Cam asta s-a întrerupt legătura, dar e clară povestea.